Selimeșul susține pe Hagi și îi pare rău că fostul său coleg de la echipa națională a ratat cu Galatasaray calificarea în semifinalele Cupei Turciei. Antrenorul Astrei spune că regele are nevoie de timp pentru a-și dovedi valoarea ca antrenor, iar ceea ce i s-a întâmplat la ultimul meci a fost de-a dreptul ghinion, așa cum a avut și formația ploieșteană în unele partide. Dacă e Gic Hagi, nu cred că e Harry Potter. Și totul e frumos. E Hagi, are nevoie de timp să lucreze, să faci. Chiar dacă oricine, nu contează cum te numești, ca, nu contează. În schimb, meciul cu Bistrița a contat foarte mult pentru unii jucători ai Astrei. Este cazul tânărului Bogdan Rusu, care și-a făcut botezul în prima ligă. Bogdan este fanul lui Torres și se arată surprins că antrenorul l-a aruncat în luptă. Iar Alex Țigănașu de-abia așteaptă să debuteze alături de niște colegi adevărați. Eu nu mă așteptam să debutez, sincer. Să debutez așa din prima etapă. Da, a fost bine. N-am avut emoții. Nota 10, nu. Da. Nu neapărat de aia. Sunt la Liga 1, sunt alții la Liga 2 și parcă sunt fotbaliști în Champions League, așa că la Liga 1. Nu sunt băieți de nota 10. La meciul cu Bistrița au debutat în tricoul Astrei 4 jucători. Îndoie și Morai și-au fost titulari, iar Rusu și Budescu au intrat pe final.